Acum delegația partidului nostru a avut o întrevedere cu doamna Taylor, care este directorul departamentului de elaborare a programelor de asistență tehnică pentru statele membre ale Consiliului Europei. În cadrul acestei întrevederi, membrii delegației au informat-o pe doamna Taylor despre grava încălcare a drepturilor omului care are loc în Republica Moldova, despre represiunile politice împotriva lui Renato Usatăi, liderul partidului nostru, inclusiv și represiunile împotriva primarilor, aleșilor locali și membrilor activiști ai partidului nostru. În cadrul acestei întrevederi am propus ca partidul nostru să stabilească un raport, o relație de colaborare, o relație de informare directă cu membrii Consiliului Europei pentru a furniza informația veridică care ține de încălcarea drepturilor omului în Republica Moldova. În cadrul acestei întrevederi am propus ca partidul nostru și Consiliul Europei să stabilească un canal direct de comunicare în baza căruia vor fi furnizate cele mai veridice informații. Ca urmare a acestei întrevederi, doamna Taylor ne-a promis că va elabora o notă informativă care va fi expediată secretarului general al Consiliului Europei către Departamentul pentru Drepturile Omului, Departamentul pentru Afaceri Politice și, nu în ultimul rând, înaltului comisar pentru drepturile omului. Această notă informativă va fi de asemenea comunicată și grupului de ambasadori ai statelor membre a Consiliului Europei, care foarte recent au fost în Republica Moldova și liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a avut o întrevedere cu ei pe Skype, o discuție pe Skype. Despre următoarele vizite vă vom comunica ulterior.